Cele mai afectate de căldură sunt animalele cu blană, dar și mamiferele, care au temperatura corpului mai mare decât cea a omului. Fără excepție însă, căldura excesivă creează un disconfort major pentru toate necuvântătoarele. Pe timp de caniculă, toate animalele trebuie protejate împotriva căldurii, fie că vorbim de păsări, rozătoare sau alte animale de companie. Chiar și peștii trebuie feriți împotriva căldurii excesive. În cazul în care aveți acasă un animal de companie, trebuie să fiți atenți la schimbările sale de comportament pe timpul verii. Nu trebuie să îi lipsească hrana și apa, dar nici locurile cu umbră deasă ferite de arșiță. Să înlocuiești apa de cel puțin 2 ori pe zi, să evităm plimbarea animăluțelor pe perioada asta de caniculă și să încercăm să-i ținem cât mai mult pe pământ sau pe iarbă, pentru că cimentul sau asfaltul poate să le afecteze lăbuțele. Dacă mergem la cumpărături, este de recomandat să lăsăm animăluțul acasă. Aceeași regulă se aplică și în cazul animalelor din mediul rural. Acestea trebuie ferite de soare, în primul rând atunci când sunt scoase la păscut. Trebuie să reduceți efortul depus de animalele folosite la muncile câmpului și să anunțați imediat veterinarul dacă starea de sănătate a acestora capătă modificări. Recomandă tuturor deținătorilor și crescătorilor de animale că în această perioadă trebuie să acorde o mare importanță, mai ales modului de cum adăpăm animalele. Deci trebuie să le hidratăm cât mai mult, mai ales animalele tinere, animalele care au fătat recent și mai ales celor care li se administrează furaje uscate. Normal, cantitatea de apă trebuie să fie mult mai mare decât la celelalte. Legea îi poate sancționa cu amendă de câteva sute de lei pe proprietarii care nu respectă condițiile minime de întreținere a animalelor pe timp de caniculă.